Jean Calment a ajuns până la vârsta de 122 de ani, fiind cea mai în vârstă ființă pe care o știm. Ca să înțelegi această vârstă extraordinară, gândește-te că atunci când avea 13 ani, l-a întâlnit pe Van Gogh, iar când a murit, internetul deja apăruse. Totuși, chiar și cea mai lungă viață a unui om nu se compară cu acest copac. Acesta era doar un simplu băț pe la începutul calendarului maiaș. Pe vremea când Stonehenge a fost construit, avea deja câteva sute de ani. În ziua de astăzi, încă poți face poze lângă el cu smartphone-ul. Pământul este plin de lucruri vechi, multe dintre ele sunt moarte, dar nu toate. Trăim alături de un univers întunecat, unde vârsta este măsurată în mii de ani, iar organismele de orice formă și mărime redefinesc ceea ce înseamnă să trăiești. Pentru aproape un deceniu, artista și fotografa Rachel Sussman a căutat aceste organisme peste tot prin lume, așa că mare parte din informații le avem de la ea. Cele mai vechi lucruri din lume sunt o amintire și o celebrare a trecutului nostru, o chemare la o acțiune în prezent și un barometru al viitorului nostru. Oamenii de știință încă trebuie să rezolve misterul a cum copacii, brittle cones și alte organisme cu viață lungă pot fi atât de bătrâne. Nici măcar nu realizăm câte alte chestii bătrâne ale naturii rămân nedescoperite. Ce știm noi de fapt este că o mare parte din aceste chestii vechi sunt plante. Trebuie doar să te uiți la un copac baobab pentru a realiza că longevitatea nu este un concurs de frumusețe. Lucrurile vechi sunt de obicei urâte pentru că fiecare lucru în viață are o cantitate finită de energie cu care cresc, se reproduc și fac chestii ce țin de viață. Cu alte cuvinte, resursele sunt limitate pentru oricine și orice. Pando este o pădure veche de 80.000 de ani, plină cu plopi tremurători, dintre care aproximativ 47.000 sunt copaci identici genetici, un singur organism care crește din aceeași rădăcină. Vă puteți imagina asta? În loc de metoda de a pune rădăcini genetice diferite într-un coș, multe dintre cele mai vechi lucruri de pe pământ folosesc acest tip de strategie de clonare pentru a supraviețui. Putem învăța o lecție de la copaci. Pentru a supraviețui, trebuie să cooperăm. Multe dintre vietățile pământului se găsesc în locuri unde tu sau eu nu am rezistat nici măcar o zi, dar aminte 2000 de ani. Acești licheni din Groenlanda au nevoie de un secol pentru a crește doar un centimetru, iar în deșertul Mahove, arborele yucca și tufișul creosote pot rezista până la 2 ani fără apă. Chiar dacă în unele părți din deșertul Atacama, de exemplu, nu a mai plouat încă de când zona a început să fie monitorizată, acolo încă există câteva specii de plante care supraviețuiesc. Când ești în apă adâncă, te chinui să stai acolo, suntem constant aduși la suprafață, implicați în gândurile și nevoile noastre. Dar ce spuneți de acest coral negru, acest burete de baril, cel mai bătrân animal de pe pământ, sau această luncă de iarbă de mare? Cine știe câte chestii cu viață lungă pot exista pe fundul oceanelor de pe pământ? Longevitatea extremă ne poate atrage într-un sens fals al permanenței. Intrăm într-o realitate cotidiană lipsită de o gândire de lungă durată. Unele lucruri care au fost acolo pentru totdeauna vor rămâne neschimbate, dar fiind bătrân nu este același lucru cu imortalitatea. Chiar și pentru cea mai lungă viață, moartea poate apărea imediat. Senatorul, unul dintre cei mai vechi copaci chiparoși, a ars până la rădăcină mulțumită unor doi copii ce au aprins un foc în trunchiul gol. Acest molid suedez a supraviețuit ca un arbust slăbit pentru 9500 de ani, dar în timp ce climatul acestui vârf de munte a devenit mai călduros, o singură tulpină s-a ridicat deasupra tuturor. Încă nu știm efectele schimbării climatului nostru sau dacă aceste specii străvechi vor fi capabile să se adapteze, dar putem spera, au demonstrat de-a lungul timpului că știu câteva lucruri despre supraviețuire. Aceste specii mai vechi pot avea indicii despre cum a început viața în primul rând. În anul 2007, acești licheni au supraviețuit unei simulări de meteorit ce reintra în atmosferă și acum miliarde de ani, aceste stromatolite, comunități antice ale bacteriilor fotosintetice, probabil au emanat primele suflări de oxigen. Într-un final, aceste bacterii sunt cele mai vechi lucruri din lume, îngropate sub pământurile înghețate din Siberia, fără posibilitatea de creștere sau multiplicare, au reușit să-și repare celulele în mod continuu pentru o perioadă de 500.000 de ani. Ce crezi că așteaptă? Că-ți place sau nu, mulți dintre noi trăim pentru un moment, pentru o zi sau pentru o lună. Privește înapoi în viața ta și gândește-te la tot ce ai uitat. Cât de conștienți suntem pentru trecerea anilor sau în cazul unora dintre noi pentru trecerea deceniilor? Parcă ieri începeai generala și astăzi ai terminat facultatea.
Dacă ne uităm la ele pe o perioadă de timp mai mare, o imagine în ansamblu apare și începem să vedem cum fiecare individ are propria poveste și toate aceste povești sunt cumva interconectate. Fără o conștientizare a trecutului și a conexiunii, suntem sortiți să repetăm problemele de astăzi și mâine. Poate, dacă ne uităm cu ochii larg deschiși în timp, putem înțelege ceea ce înseamnă cu adevărat să trăiești dincolo de această clipire. Ce pot să îți spun? Rămâi curios! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!